Bun găsit, prieteni! A venit sezonul în care de foarte multe ori ne tratăm după ureche la tot felul de probleme de sănătate. Copiii mai răcesc, mai sunt tot felul de viroze respiratorii sau alt gen de viroze. Cea mai periculoasă în acest moment o excludem pentru că nu suntem obișnuiți cu ea și aici e clar că vorbim despre specialiști care trebuie să ne ajute. Dar de multe ori, eu știu, și pentru o alergie, și pentru o viroză intestinală, și pentru, nu știu, niște lucruri mai puțin importante, alegem să ne tratăm singuri. Lăsați medicamentele la o parte dacă nu știți să le folosiți. În sensul în care doar un medic poate să-ți spună ce anume trebuie, ce pastilă trebuie să iei și mai ales nu mai sfătuiți pe alții. 1, 2 la mână, nu vă tratați copiii după ureche. Eu nu cred că există familii, oameni care chiar să nu aibă acces sau, mă rog, la informația unui medic. Acum știu că nu poți să mergi la medic întotdeauna. Cei mai mulți dintre noi au acces. Nu vorbim despre oamenii din vârf de munte care, sigur, trebuie să fie ajutați. Nu au acces la informație, nu pot să ajungă la medici. Sunt niște cazuri deosebite. Mă refer aici la cei care locuiesc în orașele mari, cei care stau aproape de medic. Luați, fraților, sfaturi de la un prieten care are un prieten medic. Informați-vă, nu vă mai tratați aiurea după ureche. Și un simplu paracetamol și un simplu Nurofen poate să creeze probleme în cazul unui organism slăbit sau care să aibă anumite particularități pe care noi nu le știm, pe care noi nu le cunoaștem. Am citit o mulțime de cazuri de oameni care s-au tratat după ureche și au dat dintr-una într-alta. Ficatul poate să dea naștere la tot felul de probleme din cauza unei cantități mari de medicamente pe care le luăm zilnic. Chit că mai ales în această perioadă ni se recomandă să luăm multe vitamine, vitamina C, să luăm și vitamina D, să luăm și zinc. Toate acestea, sigur, sunt foarte sănătoase, dar dacă se depășește o anumită limită în care luăm un pumn de pastile dimineața, lucrul ăsta cu siguranță că nu poate să rămână neglijat de organism și la un moment dat vor apărea și reacțiile și vor fi repercursiuni. Așadar, este bine să avem în această perioadă relații în toate domeniile, mai ales pe plan medical, pentru a ne putea informa mai bine, pentru a afla ce să facem, când să ne panicăm, când să nu ne panicăm, când e ceva grav, când trebuie să ajungem la spital sau nu. Sunt vremuri în care, sub nicio formă, nu își dorește cineva și tuturor ne este teamă de spitale, dar este bine să fim informați. De aceea este bine să fim informați și să nu ne mai tratăm după ureche, să nu mai luăm medicamente aiurea, chiar dacă suntem într-o perioadă în care suntem ceva mai speriați din punct de vedere al sănătății. Vă pup și ne revedem mâine dimineață!